Ne-am adunat cu toții aici, în ciuda pandemiei, în această ospedale deli inocenti, cum spunem noi, pentru că ați cerut să discutăm o situație mai puțin obișnuită pentru școala noastră. O școală cu prestigiu, o școală cu tradiție, o școală serioasă. Și eu sper să ajungem la o înțelegere. Doamna Emilia Cilibiu este, o știm cu toții, o profesoară cu rezultate bune și chiar foarte bune cu elevii. Unii sunt chiar olimpici la istorie. Este apreciată de noi toți și ar fi regretabil ca din cauza... Doamna Cânuță, da. Dacă îmi permiteți. Sigur. Eu am adus tableta și propun să vadă clipul și cei care nu l-au văzut. Ca să știm despre ce vorbim. Să știe toată lumea, să fim cu toții în cunoștință de cauză. Da, nu mai e pe Pornhub. L-am dat eu, ce credeți? Am închipuit că o să-l dea jos. Eu nu cred că acum este momentul. Știm toți despre ce este vorba. Păi de ce nu? Dar acum când? Exact. Trebuie să știm, eu am avut gardă, n-am Corect văzut. E să vedem. Wow! Ce pisicuță! Vă rog, vă rog să păstrați distanța socială. Păi, dar ce? Ei o păstrează. Iubitule, all emotions are welcome here.